Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru pune la dispoziția celor interesați noi locuri de muncă. Începând de astăzi, sunt disponibile peste 100 de oferte pentru persoanele doritoare de a-și găsi un loc de muncă. La sfârșitul lunii martie, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, fie pentru a fi înregistrate ca și indemnizații sau neindemnizații pentru diverse măsuri active de combatere a șomajului, a fost 6.277 de persoane. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 134 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. În sfârșitul lunii martie 2021, în evidentele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în Mehedinți erau înregistrați 6.277 de șomeri, din care 2.764 de femei. Rata șomajului înregistrat la sfârșitul lunii martie fiind de 6,15%. Comparativ cu sfârșitul lunii februarie, la data de 28 februarie, rata șomajului în județul nostru a fost de 6,14%, În luna martie, acest indicator a realizat o foarte mică creștere cu 0,01 puncte procentuale până la valoarea de 6,15%. Din totalul de 6.277 de șomeri înregistrați, 1.669 sunt șomeri beneficiari de indemnizație de șomaj, iar diferența de 4.608 sunt șomeri neindemnizați, în marea lor majoritate beneficiari ai legii 416/2001 privind venitul minim garantat. În ceea ce privește domiciliul acestora, 1736 de șomeri înregistrați provin din mediul urban, iar diferența de 4541 din mediul rural. Structura șomajului pe grupe de vârstă se prezintă după cum urmează. Din totalul de 6277 de șomeri înregistrați, până în 25 de ani sunt 509 persoane, în intervalul 25-29 280, în intervalul 30-39 969. Cei mai mulți șomeri înregistrați sunt în grupa de vârstă 40-49, respectiv 1756 de persoane, în intervalul 50-55, 1414, iar peste 55 de ani sunt 1349 de șomeri înregistrați. De asemenea, avem o statistică a șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii martie în funcție de studiile acestora. Cei mai mulți sunt șomerii cu studii gimnaziale, 2308, ca procent reprezintă 36,77%, urmează cei cu studii liceale, 1495, 23,82%, studii primare, 1430, 22,78%, studii profesionale, 808, 12,87%, studii post-liceale, 142 de persoane, 2,26%, iar cei mai puțini șomeri sunt cei cu studii superioare, 94 de persoane, ca procent reprezentând 1,5% din totalul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii martie 2021. În funcție de gradul de ocupabilitate a șomerilor înregistrați, cei mai mulți sunt șomerii foarte greu ocupabili pe piața muncii, 2545, urmează cei greu ocupabili, 1658, 1414 sunt persoane ușor ocupabile pe piața muncii, iar 660 sunt persoane șomeri mediu ocupabili pe piața muncii. În următoarea perioadă se vor pregăti 6 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la AJOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. În ceea ce privește oferta de locuri de muncă vacante, astăzi 16 aprilie, există un număr total de 134 de locuri de muncă vacante, după cum urmează. Agent de securitate 1 loc, ajutor de bucătar 2, administrator imobile 1, bucătar 1, casier 2, coafor 1, dispecer 6, diriginte de șantier 1 loc, dulgher 7, expeditor internațional 1, fierar betonist 4, finisor interioare 5, frizer 1, femeie de serviciu 4, gestionar depozit 1, informatician 1, inginer compartiment nedistructiv 1, inginer prelucrarea lemnului 1, inginer electromecanic 1, instalator sanitar 3, lucrător pe autocompactor 2, lucrător room service 1, lucrător comercial 1, maestru în industrializarea lemnului 1, măcelar 1, mecanic auto 1 loc, mașinist ifronist 1, mașinist ecluză 2, manicurist 1 loc, marinar 1, muncitor necalificat pentru vopsitorie 3 locuri, muncitor necalificat în agricultură 1, muncitor necalificat în construcții 8, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 17,
mașinist, mașini, mecanică ușoară și grea un loc, operator, fabricare, mezelu 1, ospătar 2, operator, calculator 1, pompagiu 1, recepționer, distribuitor 3, subinginer în industrializarea lemnului 1, șofer 13, sortator deșeuri 2, stivuitorist 1, sablator 3, supraveghetor hotel 3, timonier fluvial 1, tubulator naval 1, tâmplar universal 1, vânzător 4, vopsitor industrial 5 și 8 locuri pentru cei care au calificarea de zidar. De asemenea, pregătim 6 cursuri de formare profesională. Sunt cursuri care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Facem înscrieri pentru a începe cursuri în meseriile de agent de securitate, agricultor, culturi vegetale și creștere animalelor, îngrijitor spații verzi, 2 cursuri pentru această meserie și alte 2 cursuri pentru femeie de serviciu. Vrem să începem aceste cursuri cât mai repede posibil, în momentul în care grupele de cursanți vor fi alcătuite, vor demara activitățile de instruire teoretică și practică, cu accent pe partea de practică, care reprezintă 2/3 din durata unui curs de formare profesională. La sfârșitul lunii precedente au fost înregistrați peste 6.000 de șomeri, dintre care 2.764 sunt femei.